Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, într-un cuvânt precedent despre compromisuri, am arătat că Sfântul Arhidiacon Ștefan a mărturisit pe Hristos adevărul cu prețul vieții, considerând acest preț chiar mic în raport cu veșnicia. Sfântul Ioan Botezătorul a procedat similar, necunoscând nici el compromisul în ce privește principiile care ne orânduiesc viața. Cui să îi se potrivească mai bine cuvântul unui monah atonit, după care, când ai război, înseamnă că războiești și tu. E vorba de războiul nevăzut, cu duhurile. Deci când ai război, înseamnă că războiești și tu. Dacă nu ai război, înseamnă că ai făcut compromis. Adică duhurile rele bat război cu tine când trăiești după adevărul hristic, când nu faci compromisuri în ce privește fundamentele evanghelice și patristice. Însă dacă faci rabat de la acestea, nu vei putea nici măcar să bănuiești cât de jos vei aluneca pe topoganul compromisurilor. Cuvintele lui Gilbert Keith Chesterton, odinioară compromis însemna că o jumătate de pâine este mai bine decât nimic, pentru actualii politicieni compromis înseamnă că o jumătate de pâine este mai bună decât o pâine întreagă. Acestea se potrivesc chiar mai bine celor care fac compromisuri în ce privește dreapta credință. Pentru ei, o credință strâmbată, mutilată, înstrăinată de etosul, de cugetul ortodox, dar care dă bine, care sună bine din punct de vedere al corectitudinii politice și al duhului globalist, pentru aceasta au astfel de credință, este mai bună, mai smart decât credința întreagă nealterată. Însă să nu ne amăgim, așa cum nota Tiberiu Rudică, omul poate, dintr-o situație de compromis, să forțeze două trăiri afective opuse prin natura lor să coexiste, dar nu să le și compatibilizeze. Aceasta e cu atât mai evident în cele ale credinței, căci duhul ortodox și cel eretic nu pot coexista, cu atât mai puțin să fie compatibile. De aceea, ortodoxul ecumenist e un fel de struțocămilă, o himeră, o autoamăgire. Friedrich Nietzsche era de părere că nimeni nu cunoaște, nici nu poate cunoaște, partea cea mai bună ascunsă în adâncul lui. Același Tiberiu Rudică face următorul comentariu la acest aforism. Credem și noi că nu atât prin introspecție rațională ne putem cunoaște în tendințele cele mai bune, cât mai ales prin situații existențiale liminale, extreme. Situațiile de risc major ne exprimă în mod paradoxal mai bine în autenticitatea noastră deoarece astfel de situații sunt mai puțin supuse influențelor diferitelor calcule, diferitelor conveniențe sociale, compromisurilor sau fricii. O atitudine tranșantă este cu adevărat etică, este cu adevărat nobilă, deoarece numai o astfel de atitudine poate accepta, de exemplu, riscul înfruntării cu o situație care ți-ar putea primejdui viața. Într-adevăr, pe măsură ce deliberezi mai mult asupra consecințelor posibile ale unui act extrem, impulsul de a-l face scade sau devine mai controlat. De exemplu, nimeni dintre cei care știu să nuate n-ar mai sări în râul sau în lacul în care cineva este pe cale să se nece dacă s-ar gândi prea mult la posibilele consecințe negative pe care acest act riscant le-ar avea pentru el sau pentru familia sa. Trebuie să observăm însă un lucru deosebit de important. Nesărind să-l salvezi pe cel aflat în pericol de nec, îți conservi viața. Dar acest fapt îți poate procura o gravă problemă de conștiință, pentru că în forul tău interior știi că dacă n-ai fi ezitat, l-ai fi putut salva. Am încheiat citatul. Deși aici aș avea un singur comentariu de făcut, anume dreapta socoteală, discernământul. Sunt situații în care poți să salvezi pe cineva și sunt situații în care nu poți. Și discernământul atunci trebuie să spună când să acționezi și când nu.
Așadar, situațiile existențiale extreme, situațiile de risc major, ne exprimă în mod paradoxal mai bine în autenticitatea noastră. Sfântul Siluan Atonitu a notat în însemnările sale de chilie. Pe 14 septembrie 1932 a avut loc la muntele Athos un puternic cutremur de pământ. El s-a produs în timpul nopții, la ceasul al patrulea din noapte, în timpul privegherii praznicului înălțării Sfintei Cruci. Mă găseam în strană alături de părintele egumen, iar acesta stătea chiar lângă locul unde spovedea de obicei. O cărămidă s-a desprins din tavan și a căzut în acest loc, împreună cu mult moloz. La început am fost puțin înfricoșat, dar repede m-am liniștit și am zis egumenului: iată că Domnul cel milostiv vrea ca noi să ne căim. Și m-am uitat la ceilalți monahi aflați în biserică și puțin se temeau. 6 oameni au ieșit din biserică, dar ceilalți au rămas la locurile lor. În vremea aceea, mănăstirea Sfântul Pantelimon avea în jur de 2000 de monahi. Iar privegherea a continuat după rânduială, la fel de liniștit, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și m-am gândit cât de mare este harul Duhului Sfânt în acești monahi. Pentru că avusese loc un puternic cutremur de pământ, întreaga uriașă clădire a mănăstirii se zdruncina, tencuiala cădea, candelabrele, candele și lumânările se legănau, clopotele din clopotniță începuseră să sune și însuși marele clopot, cel mai mare clopot din Sfântul Munte, s-a auzit sunând și el odată din cauza puterii năpraznice a zdruncinăturilor, iar ei, călugării, stăteau liniștiți. Situația aceasta de risc major a evidențiat tăria credinței acestor monahi. Și astăzi este cutremur în biserică, dar nu pe scara Richter, ci pe scara dreptei credințe. Vom fugi oare din biserică atunci când erezia ecumenismului o clatină? Astăzi, dacă nu ești de acord cu ideologia oficială, dacă nu devii o struță, o cămilă, vei fi decăzut din drepturi, etichetat drept fundamentalist, fanatic, cu mentalitate de ev mediu. Din păcate, ideologia oficială a bisericii alunecă tot mai mult spre ecumenism. Am spus ideologia, nu învățătura bisericii, care e aceeași ieri și azi și în veac. Iar această ideologie, în duhul globalist, inclusiv al lumii, caută să se dea drept învățătură autentică a bisericii. La întrebarea ce este compromisul, cineva a dat următorul răspuns: dacă soția vrea la mare, iar soțul la munte, atunci toată familia merge la mare, însă soțului îi se permite să-și ia schiurile. Precum cu acel soț, astfel s-a întâmplat cu ortodoxii care au participat la adunările ecumeniste. N-au reușit decât să devină ridicoli, să-și schimbe cugetul ortodox, să înstrăineze etosul creștin autentic. Au fost ca acel idiot de bărbat care vara mergea la mare cu schiurile. Marta Ioan a definit compromisul drept o liniște tulbure. Vedeți, omul zice: uite, dacă fac un compromis aici cu tare, se face pace, liniște. Dar multe din aceste compromisuri, mai ales în chestiunile fundamentale, în ce privește demnitatea noastră, libertatea și mai mult dreapta credință, astfel de compromisuri sunt liniști tulburi. Liniști doar de suprafață, dar de fapt în adâncul nostru e neliniște în străfunduri, pentru că conștiința ne spune că am făcut un compromis nepermis. Toți cei care au denaturat ortodoxia au parte doar de o astfel de liniște tulbure. Constantin Enescu scria: uneori compromisul închide litigiile, dar nu și divergențele. Când o controversă religioasă tulbura Imperiul Bizantin Ortodox, conducerea politică se străduia să impună un compromis care să închidă litigiul, dar care nu avea cum să rezolve divergențele, diferendele de opinie. E bine cunoscut litigiul dintre ortodoxi și monofiziți și monoteliți, iertați-mă, monoteliți, cei care susțineau că în Hristos e o singură voință. Ortodoxii spuneau: în Hristos sunt două voințe, omenească și dumnezeiască, pentru că voința dumnezeiască respectă voința omenească din Hristos. Deci, în vremea, e bine cunoscut litigiul dintre ortodoxi și monoteliți
din vremea Sfântului Maxim Mărturisitorul, pe care nici diplomația politică, nici cea eclezială n-a reușit să-l închidă. În final, cel ce va face compromisuri în chestiuni de credință va pierde harul, atât în veacul de acum, cât și în cel viitor. Lui se va potrivi un proverb armenesc, după care nici făină sub ciur, nici tărâțe pe ciur. Invers, curajul și nu compromisul aduce zâmbetul de aprobare a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu așa ne vrea, ca pe acei călugări de acolo din biserica, din Sfântul Munte, la vreme de cutremur. Așa ne vrea. Dumnezeu ne testează uneori credința să vadă, facem compromisuri în ce o privește. Mircea Cărtărescu consideră că lupta totală și fără compromis pentru propriul tău adevăr se numește eroism când servește tuturor și fanatism când rănește pe toată lumea. Sfinții părinți au dus o luptă totală și fără compromis, nu pentru propriul adevăr, ci pentru adevărul hristic, chiar dacă aceasta a tulburat un număr semnificativ de oameni, mai mult sau mai puțin credincioși. Un astfel de om a fost în zilele noastre părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Într-un interviu i s-a cerut: părinte, povestiți-ne despre felul de presiune la care ați fost supus în cea de-a doua detenție. Știți că Nicolae Ceaușescu a prins o ură teribilă pe părintele Gheorghe Calciu și din mărturile care le-am găsit, el chiar voia să moară, să-l ucidă. Și atunci, în acea vreme, părintele Gheorghe Calciu era singurul din preoțime, din cler, care s-a ridicat vertical și care și-a exprimat credința în mod ferm, deschis, fără vreo frică. Și iată ce răspunde: din când în când, anumiți, deci asta era vremea lui Ceaușescu, din când în când anumiți senatori sau reprezentanți din America, din Departamentul de Stat, veneau în România și întrebau despre mine. Știți, se vorbea despre el la Europa Liberă, la Vocea Americii. Deci aceia veneau în România și întrebau despre mine. Ceaușescu nu-și putea permite să-l strângă de gâde și ar fi vrut, pentru că, iată, se interesau cei din Occident. Și el trebuia să dea bine acolo ca imagine, așa. De câte ori un senator sau altcineva la nivel oficial venea din America, eram adus de securitate la București și hrănit foarte bine. Soția era invitată la mine și fiului meu îi era permis și lui să mă viziteze. Îmi spuneau: vedeți, părinte, ce bine sunteți tratat aici. Acum și soția poate să vină săptămânal și să vă viziteze. Asta dura numai vreo 2-4 zile, căci după ce oficialii americani părăseau România, eram trimis din nou la închisoare. Cunoșteam deja sistemul lor, nu era nimic nou pentru mine din prima detenție. Însă odată, unul dintre senatorii americani mi-a trimis o scrisoare. Securitatea i-a dat scrisoarea soției și soția mi-a adus-o. Acest senator îmi spunea că dacă semnez o scrisoare cerându-i alteței sale, Nicolae Ceaușescu, să mă ierte, voi fi eliberat. Deși el nu greșise cu nimic. Ceaușescu era ofensat, într-adevăr, de propovăduirea părintelui Gheorghe Calciu, dar el nu greșise cu nimic în ceea ce spunea, pentru că el vestea Evanghelia. Așadar, senatorul îi scria cerându-i să facă acest compromis și să ceară el iertare alteței sale Nicolae Ceaușescu și va fi eliberat. Vorbise cu oamenii apropiați lui Ceaușescu, care îl asigurase că dacă semnez așa ceva, voi fi eliberat în 3 zile. Soția mi-a adus scrisoarea, ea nu a spus nimic. Fiul meu, în schimb, a fost foarte impresionat de securitate. Lui îi spuseseră: tatăl tău este foarte mândru, nu este un preot adevărat. Deși era singurul care avea atunci coloană vertebrală și care se ridica împotriva sistemului. Din cauza mândriei lui, a refuzat să semneze această cerere și să fie cu tine. Deci, iată, securitatea căuta să-i manipuleze familia ca să-l determine să facă compromisul. Deci, din cauza mândriei lui, a refuzat să semneze această cerere și să fie cu tine. Te-a abandonat chiar acum, când ai nevoie de un tată să te ghideze, să te protejeze și să te învețe ce este bine și ce nu. Soția mea n-a spus nimic, pentru că și ea era împotriva securității. Însă fiul meu a fost influențat de ei. Mi-a zis: tată, ești atât de mândru, nu mă iubești, m-ai lăsat singur, m-ai abandonat și preferi să stai în închisoare, să mori acolo și să te faci singurul erou al bisericii din România, în loc să fii cu mine. Aceasta m-a rănit foarte, foarte adânc. Am fost foarte necăjit.
N-am putut decât să-i spun: Andrei, dacă semnezi această scrisoare și sunt eliberat, în 2 ani, adică după ce tu te vei mai maturiza cât de cât, îți vei pierde orice respect față de mine. Lasă-mă să stau aici. Și fiul meu accepta răspunsul, deși era doar de 15-16 ani. Și așa e, vedeți, într-adevăr. La început zi și așa pe termen scurt, vedeți, compromisul pe termen scurt pare că dă ceva rezultate, dar el pe termen mediu și lung e un dezastru pentru persoana care îl face. Deci și părintele Calciu, poate pentru câteva săptămâni s-ar fi simțit bine cu fiul său în casă, dar mai apoi, după ce trecea timpul, tot mai mult de fapt vedeau că a făcut un rabat nepermis. Așa că m-am întors la închisoare. Am fost mutat la Galați. Poate cea mai rea închisoare a fost Galațiu pentru mine. A fost foarte rău acolo. Mi-au repartizat 2 criminali în celulă. I-au repartizat cu un anume scop, o să vedeți imediat. Însă nu păreau periculoși. Acești criminali cunoșteau câte ceva despre credință și mi-au cerut să vorbesc cu ei despre Iisus Hristos. Am petrecut 3 luni rugându-ne împreună. Nu știam dacă erau vinovați, nici dacă după ce ne-am despărțit s-au întors la cele dinainte. Însă în timpul celor 3 luni ne-am rugat împreună, am meditat împreună, le-am spus despre Iisus Hristos și despre Sfânta Scriptură, le-am spus despre misiunea pe care o purtam și de ce eram în închisoare. La început n-au crezut că am fost închis numai pentru că predicasem cuvântul lui Dumnezeu, însă le-am povestit cele întâmplate cu mine și m-au crezut. Închigasem un fel de prietenie frățească, de credință, locuind împreună. De fapt, cei 2 criminali fusese răpuși special cu părintele în celulă pentru a-l omorâ, iar părintele i-a convertit pe cei 2, care la final i-au mărturisit: nu te mai omorâm, s-o facă ei dacă vor, adică securitatea. După 3 luni am fost trimis înapoi la Aiud. Eram foarte bolnav și din cauza aceasta m-au trimis apoi la spital la Jilava. Mi-a fost încredințat un gardian care era foarte sălbatic și care m-a bătut foarte rău. Pe atunci părintele avea aproximativ 58 de ani. Poate mă presau prin aceasta să semnez acea scrisoare de compromis. După aceea a venit cineva, un ministru al statului, nu știu cum îl chema, pentru că niciodată nu mi se prezentau. Mi-a spus: părinte, te avertizez, dacă nu semnezi acea scrisoare, vei muri în închisoare. Nu te putem elibera din închisoare fără un compromis. Știi foarte bine că studenții tăi te adoră. Sunt gata să te urmeze, însă nu putem îngădui să se întâmple ceea ce s-a întâmplat cu 5 ani în urmă. Fără un compromis nu te vom elibera niciodată. Vedeți, el dacă făcea compromisul și a ieșit în lume, el nu mai putea să aibă coloana vertebrală să propovăduiască la fel pe Hristos. De ce? Că aceia veneau după aceea cu compromisul semnat și ziceau: ia uite pe acesta ce fariseu e. El propovăduiește una, dar iată pe din dos, el a făcut compromisul cu noi. Așadar, i-a zis securistul: fără un compromis nu te vom elibera niciodată. Din când în când, iertați-mă așa, și te asigur încă o dată că vei muri în închisoare, iar soția ta nu va ști niciodată unde sunt rămășițele. Știi foarte bine că sunt sute și mii de oameni morți în închisori, îngropați peste tot, până la sfârșitul acestei lumi. Nimeni nu va ști sau descoperi unde sunt oasele. La vremea respectivă, ministrul era foarte convingător și îmi dăduse un motiv de gândire. În timp ce eram bolnav, mi-a spus: ești foarte bolnav. Avem documentele cum că ai fost bolnav și ai murit din cauza bolii, așa că nimeni nu ne poate acuza că te-am omorât. Am fost foarte impresionat de aceasta. Era prima dată când cineva dintre ei era sincer cu mine și îmi vorbea fără ocolișuri. Adică îi spunea pe față că vor să-l omoare. Până atunci, de multe ori au încercat să-mi implanteze principiile comunismului, însă niciun dintre ei n-a fost vreodată sincer cu mine. Și am fost foarte speriat, am răspuns: domnule, știu că sunt într-adevăr foarte bolnav și știu că voi muri aici, dar la fel de bine pot să mor și afară. De ce aș face un compromis numai ca să mor afară, în patul meu? Prefer să mor aici, fără niciun compromis. Ce cuvinte, vedeți, de pus în chenar, de îmbrăcat în aur. De ce aș face un compromis numai ca să mor afară, în patul meu? Prefer să mor aici, fără niciun compromis. Vedeți, aceasta e singura cale de a trăi demn în Matrix, în această lume cu totul controlată de sistem. Părintele Calciu continuă: astfel că ministrul m-a lăsat și nimeni nu m-a mai vizitat.
Vedeți? Au văzut, s-au lămurit că acest om nu acceptă niciun compromis moral. Și au zis, ce să mai venim la nebunul acesta? Am încercat atâția și atâția să-l convingem și niciunul n-a reușit. Apoi, într-o zi, șeful securității mă duce la București, la securitate, și cheamă pe soția și pe fiul meu. Le spune soției și fiului. Vedeți, i s-a dat posibilitatea să iasă din închisoare și el a refuzat să semneze. Este ultima oară când îl vedeți. Din acest moment nu îl veți mai vedea vreodată, numai dacă semnează cererea. Soția mea, fiul meu și eu am început să plângem, pentru că eram convinși că e ultima oară când ne mai vedem. Adică, vedeți, n-au acceptat compromisul nici chiar în această situație limită. Aceasta, vedeți, e adevărata credință care știe că dacă nu ne vom mai vedea aici, ne vom vedea dincolo. N-au obținut nimic de la mine. N-au reușit să-l determine să facă un compromis nici pentru ce avea mai scump pe lumea aceasta, familia sa. Dar iată că i-a molipsit și pe membrii familiei lui să nu accepte compromisuri. Dar în ziua următoare am fost eliberat. Până în ultimul moment au încercat să mă convingă să semnez, să fac compromisul cu sistemul. Probabil la presiunea politică din Statele Unite și din Europa de Vest, Ceaușescu până la urmă a trebuit să-l elibereze, dar vedeți, aceștia au vrut să-i păteze demnitatea, chiar și în ultima zi, când au zis, uite, gata, e ultima întâlnire cu familia ta. Da? Vedeți, așa ne face și nouă diavolul. Până în ceasul morții el vrea cumva să ne facă să ne compromitem. Trebuie să spun că soția mea a fost atât de curajoasă, a reușit să crească băiatul, să-l educe, să-l facă un tânăr credincios, educându-i spiritul, pentru că atunci când va veni în America, după multe privațiuni, multe persecuții și multe presiuni asupra lui, să fie foarte tare. Știți, el a fost cumva după aceea scos afară din țară și trimis în America. Ceaușescu nu mai suporta ca părinte Calciu să calce pe pământul românesc. Copilul meu n-a creat niciodată probleme aici în America. Nici alcool, nici droguri, nimic. A studiat fără a avea bani. A reușit să primească burse și acum, în 1997, se pregătește pentru un doctorat în drept și sper să fie un avocat pentru lumea creștină, nu pentru bani. Cred într-un fel că prin refuzul meu de a fi eliberat prin compromis, prin refuzul de a face ceea ce mi s-a cerut atunci, am contribuit la formarea lui. Și eu cred așa. Cred că a fost cel mai bun exemplu posibil pentru copil. Dacă aș fi ieșit din închisoare ca un preot compromis, s-ar fi rușinat de mine în scurt timp. Astfel, Domnul mi-a dat putere să rezist la acele ispite. Vedeți, aceasta e cheia creștinismului. Prin refuzul creștinilor din vechime de a fi eliberat prin compromis, adică tămâind zeii păgâni, prin refuzul de a face ceea ce li s-a cerut atunci, au contribuit la formarea următoarelor generații de creștini, pentru că aceștia au fost cu adevărat modele. Îmi vine în minte și un cuvânt al părintelui Iustin Pârvu. Dacă noi creștinii nu vom lupta împotriva compromisurilor ceilalți, nici atât, și dacă nu ne facem vinovați, și atunci nu ne facem vinovați pentru generații viitoare, pentru că le-am lăsat un model de rezistență. Dacă noi, și acum el se referă la ceva concret, dacă noi primim chipul, actele cu chip, ceilalți de după noi vor primi liniștit pecetea lui Antichrist. Vedeți, noi trebuie să ne gândim în perspectivă, să nu ne gândim doar egoist la noi, că să ne fie nouă bine aici cu sistemul acesta, să nu supărăm sistemul, ci noi trebuie să ne uităm la consecințele faptelor noastre și pe termen mediu și lung. Deci dacă noi, spune el, vom lua acum toate actele cu chip, ne vom îndosarea electronic, pe atunci cei după noi, dacă vor vedea că noi n-am pus nicio rezistență, când am fost măcar o parte care să refuzăm această ofertă vicleană a sistemului, pe atunci ceilalți ce să facă? Acum pare simplu să vă povestesc, continuă Părinte Calciu, că fiul meu a zis ceea ce a zis și că senatorul mi-a scris acea scrisoare, dar trebuie să vă puneți în situația mea de atunci. Era o problemă de viață și de moarte. Nu era așa ușor să iei o decizie, să alegi moartea. Credeam într-adevăr că fusesem condamnat la moarte. Comuniștii nu puteau permite niciodată ca cineva ca mine să fie eliberat fără a fi compromis. Vedeți, în același sens se lucrează și astăzi cu oamenii politici și cu oamenii care sunt influencer în această lume. Aceștia sunt toți compromiși. De ce? Pentru că să nu miște în front, pentru ca ei să îndeplinească agenda sistemului, a elitei globaliste, sataniste. Deci,
comuniștii nu puteau permite ca cineva ca mine să fie eliberat fără a fi compromis. Eram convins că refuzul meu însemna moartea. Nu mi-a fost deloc ușor, dar Dumnezeu mi-a dat puteri. Vedeți, ca ființă umană, cu păcatele mele, cu neputințele mele, mărturisește Părintele Calciu, cu indeciziile mele, cu imposibilitatea mea de a ajunge la Dumnezeu, nu puteam face nimic. A fost Iisus, au fost îngerii Săi. Dumnezeu mi-a arătat prin îngerii Lui că într-adevăr Hristos a înviat, că Iisus îmi va da putere, că El îmi va pune pe buze ce cuvinte să răspund. În sufletul meu m-am îndoit uneori și m-am întrebat, poate că ar trebui să semnez? Însă ceva mai puternic decât mine nu mă lăsa. Ceva ce venea din afara mea mă forța să spun, nu prefer să mor. Vedeți, dacă te țin credința adevărată, lucrează Dumnezeu acolo, e împreună lucrător cu tine. Puterea aceea era o putere dumnezeiască, dar care îl determina să spună, nu fac compromisul, prefer să mor. Eram speriat de moarte, dar preferam să mor decât să fac compromis, decât să-L trădesc pe Hristos, să fiu un Iuda. Da, vedeți aici și Dumnezeu, vedeți și pe oamenii Lui, Dumnezeu îi lasă în încercare, uneori îi lasă până la ultima limită, îi lasă, îi încearcă acolo, chiar și pe acești oameni. Trebuie să știți că în momentul în care am decis să rămân în închisoare, familia mea n-a mai însemnat nimic pentru mine, adică cumva trebuie să mori pentru lumea asta ca să poți să nu faci compromisul. Vedeți, de aceea a spus Hristos, cine iubește pe tată, pe mamă, pe fiică, pe fiu mai mult decât mine, nu e vrednic de mine. Pentru că acela e cu totul alt nivel, relația mea cu lumea, cu oamenii, o relație orizontală, pe când relația mea cu Dumnezeu e o relație verticală, singura relație verticală. Tot ceea ce conta era poziția mea în fața lui Dumnezeu. Știam că eram un păcătos, știam că nu aveam nicio valoare, însă știam de asemenea că Hristos mă iubește. Numai prin iubirea Lui am fost capabil să fac ceea ce am făcut. Fără iubirea Lui, fără sprijinul Lui, nu eram nimic și fără El nimeni nu înseamnă nimic. Nu vă nădăjduiți spre boieri, spre fiii oamenilor, întru care nu este mântuire, scria David în Psalmul 145. Nu am încredere în fiii oamenilor, nu m-am încrezut în mine, nu m-am încrezut în senatori, nu m-am încrezut nici în ministrul statului, pentru că toți erau fii ai oamenilor. M-am încrezut în Iisus Hristos și eram îndreptățit să mă încred în El. Altfel nu aș fi mai vorbit în fața voastră astăzi și nu aș fi putut să vă spun că Iisus Hristos a lucrat minuni în mine. Iisus Hristos m-a salvat. Dacă aș fi semnat scrisoarea, ar fi fost diavolul care mă salva. Vedeți? Foarte important. Când nu faci compromisuri de credință, în cele din urmă te va salva Dumnezeu. Dar dacă faci compromisuri, te va salva diavolul, dar pe termen scurt, că diavolul până la urmă, tot acolo unde el în adânc vrea să te tragă și pe tine. Acum sunt salvat de Iisus Hristos. Așadar, când nu facem compromisuri în chestiuni de credință, ne salvează Domnul. El însuși. Și ce să ne dorim mai mult? Să memorăm cuvintele de 24 de carate ale Părintelui Calciu. De ce aș face un compromis numai ca să mor afară în patul meu? Prefer să mor aici, în temniță, dar fără niciun compromis. Vedeți, aceasta e singura cale de a trăi demn în această lume plină de compromisuri, de a trăi fără compromisuri în această lume. Și aș vrea să vă mai rețin atenția doar cu o chestiune de actualitate. Aș începe cu un citat care mi-a plăcut mult, care spune: păsările care se nasc în colivie au impresia că a zbura e o boală. Vedeți? Eu îi plâng pe copiii care se nasc astăzi, în cușca digitală, în curs de construire. Oare vor mai înțelege ei ce înseamnă cu adevărat libertatea? Iată o nouă lege oficializată recent, dar care intră în vigoare începând cu vara lui 2024, spune că orice cetățean al României, oricărui cetățean al României, îi se va garanta un cont fără comisioane financiare în care să poată primi salariu sau beneficiile sociale. Deschiderea și administrarea contului, dar și retragerea de numerar de la bancomat nu vor implica comisioane. Atenție! Orice e gratis, nu e gratis, e foarte, foarte scump. E despre controlul nostru. Libertatea la schimb cu acel cont prin care vei fi controlat. Te obișnuiește să ai un cont pentru ca încet, încet să dispară banii cash. Și oricum nu e gratis, căci prin taxe și impozite tot tu vei plăti toate cheltuielile. Vedeți, credea cineva că
nanotehnologia militară performantă din telefoanele inteligente este în favoarea omului? Mai sunt amortizori de costuri, de aceea telefoanele au un preț. Dar cei care conduc sistemul ar fi în stare să ne ofere gratis telefoane de ultimă generație. Așa de mare e miza, adică controlul populației. Nu mai punem în calcul infrastructura aceasta, GSM. Ultimele statistici arată că numărul de telefoane inteligente de pe Terra este egal cu populația planetei, inclusiv în țările sărace, unde se investește evident în pierdere. Nu au nici apă de băut acolo, dar au smartphone. Te întreb pe viitor, vor fi pe față obligatorii? Adică se pare că da, se pare că pe viitor fiecare om va trebui să aibă obligatoriu atașat un telefon mobil de el în prima fază, având în vedere aceste conturi zise gratuite. Te leagă de acel cont, te leagă de internet, te leagă de identitatea digitală. De aceea, aceste lucruri trebuie să ne dea de gândit. Astfel că smartphone-ul poate fi văzut foarte bine ca un pas spre pecete antihristică, ca un fel de prepecete. Cu cât televizoarele, telefoanele sunt mai noi, mai smart, cu atât conțin mai multă tehnologie de urmărire și înregistrare despre care consumatorii nu știu și nici nu bănuiesc. Chiar zile trecute mi-a spus un domn, zice, am discutat într-o zi cu un prieten despre clisura Dunării. Și mai apoi, când intru pe telefon, ce credeți? Materiale cu clisura Dunării. Deci, înțelegeți, oameni buni, acesta e doar începutul a ceea ce se numește internetul lucrurilor. Asta înseamnă că, până la urmă, o să, și în frigider și în toate cele din casă, în cele inteligente, vor fi puse microfoane, vor fi puse camere de luat vederi. Sistemul, fiara din spatele său, iată, face mereu câte un pas înainte, câte un pas. Mereu face pas, vedeți, de Crăciun, de Anul Nou, de Paște, mereu se bazează pe preocuparea oamenilor pentru a nu a da atenție. Da? Oamenii sunt focalizați pe altceva. În zile trecute a apărut un articol în ziarul Gândul care spune așa, se schimbă buletinele de la 1 ianuarie. Românii vor primi cărți de identitate electronice ce vor conține chipul cu noile documente. Și atât ce citim în articol, cetățenii români care se tem și refuză să primească noile cărți electronice de identitate vor putea face o cerere în urma căreia vor primi un buletin de tip vechi. Vedeți viclenia? Dacă omul nu se informează, lui dau direct un buletin cu chip. Îl învață direct cu electronicul, să fie tot mai aproape de sistem, să fie tot mai ușor de controlat, să se obișnuiască cu faptul de a fi conectat la sistem. Da? Deci de ce nu-i spune omului, domne, alegeți de care vrei, vine omul să schimbe buletinul și dacă omul nu e informat, îi face direct cu chip. Vedeți cât de vicleni sunt. Cu ce am amintit înainte, Părinte Iosifin Spârvu spunea că dacă noi vom accepta actele cu chip, copiii noștri vor accepta semnul fiarei, pe mână sau pe frunte. La început, probabil, se va spune și atunci, cei care refuză să-i primească implantul, semnul fiarei, aceia vor putea face o cerere în urma căreia vor primi un buletin cu chip. Și mai apoi, da, se va face pasul următor. O lege, vedeți acum, vor să mai facă un lucru, nu le convine faptul că pe internet plasează fel de fel de oameni zise teorii ale conspirației, care de fapt vădesc planurile lor. Și atunci vor acum, de fapt vor de mult timp, să facă o lege împotriva anonimatului pe internet. Chiar de Revelion, pe președintele Italiei, pe aceștia nu le spun pe nume pentru că sunt marionetele sistemului, l-a împins sistemul înainte și a ținut un discurs de Revelion în care, vedeți, asta a fost preocuparea sistemului. Discursul de Revelion n-a avut nimic de a face cu cetățenii, ci le-a spus planul sistemului, că vor cumva să scoată anonimatul de pe internet, adică să nu poți să te conectezi la internet decât dacă ai un număr unic de identificare și știu ei cine ești, să te vadă ce plasezi acolo, să te vadă la cine dai like, la cine nu dai. Și ministrul digitalizării de la noi a precizat inițiativele, vedeți, inițiativele, ei sunt marionete, ce sunt pus să facă. A zis, noi purtăm discuții împreună cu alte state membre UE pentru reglementarea foarte clară, inclusiv a celor care au conturi pe rețele de socializare. Și vedeți, mereu se vor găsi zise excepții, zici dezaxați,
care vor îngrozi populația și atunci lumea va cere, da, domnule, să se facă treaba asta, fiecare să are un cont unic, să nu poată accesa internetul decât dacă are acel număr unic de identificare. Și ultimul lucru, stareții și frățiile a 5 mănăstiri din muntele Athos, precum și stareții și starețele de la mai multe mănăstiri din Grecia, au emis o declarație acum recent de câteva zile cu privire la, în ce privește, obligativitatea eliberării actelor de identitate electronice introduse recent în Grecia. Vedeți, planul merge în paralel. În Grecia se operează ce se operează și acum în România. Și stareții acestor mănăstiri, și precum și stareția a 36 de mănăstiri din Grecia, au cerut statului să elimine caracterul obligatoriu al noilor acte de identitate electronice, deoarece nu dorim să asistăm la impunerea unei puteri tiranice cât uși de puțin. Vedeți, aceștia spun clar ce se întâmplă, adică dacă noi acceptăm asta, statul, sistemul global are putere tot mai mare de control asupra noastră, ceea ce nu ne dorim. Și călugării avertizează, de asemenea, că puterea imensă a informației digitale va fi folosită pentru a instaura un sistem totalitar global, neocomunismul, neomarxismul, care va fi folosit pentru a impune dominația globală a profețitului Antichrist. Deci asta spun călugării în acea hârtie. Trăim fără îndoială, zic ei, vremuri apocaliptice, prin urmare să nu ne complacem, să dobândim neliniștea cea bună cu privire la ce se întâmplă în jurul nostru. Și îndeamnă, timpurile noastre ne cer să ne trăim identitatea creștină în mod dinamic și autentic, cu vigilență spirituală, cu căință și rugăciune, pentru a dobândi mintea lui Hristos, pentru a putea discerne semnele vremurilor și modul în care trebuie să acționăm, să cultivăm mentalitatea martirică și ascetică a bisericii, adică mentalitatea asta fără compromis. Să învățăm să folosim mijloace electronice cu moderație, prudență și discernământ. Și în cele din urmă să fim pregătiți să sacrificăm atunci când este necesar, nu doar confortul lumii digitale, ci chiar și propria noastră viață pentru a ne mărturisi fidelitatea față de Dumnezeu trăinic. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.